Încă o dată suntem în căutare de ceva inedit. Suntem la o fermă de struți în apropiere de intrarea în comuna Tămășeni. Suntem împreună cu deținătorul și crescătorul de struți. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Mă numesc Gulai Bernard, sunt din Tămășeni. În zona asta, hai că încep eu, ca să ne fie mai ușor, ca să vorbim așa prietenește, da? Așa. În zona asta oamenii nu se ocupă de crescut struții, adică nu e ceva obișnuit. Unde v-a venit ideea asta? Ideea asta, eu am fost plecat în afară, am fost în străinătate. Când m-am întors acasă, am zis să mă apuc de ceva. De viței străbeau oamenii la muncă, de porci la muncă, de toate animalele astea străbeau oamenii la muncă. Da. Și am zis să mă gândesc ca să-mi fac ceva familiar. Și nu am treabă cu forța de muncă. Corect. Care se necesită, știi? Și mi-a venit ideea să iau struț. Cât m-am uitat prin internet... Am căutat... Ați făcut documentarea, research-ul. Cu cât ați început? Prima dată am luat 10 puișori. Când ziceți puișori... Puișori nu, la o luni de zile, micuți. Micuți. Și de ouă, abia să învățați să mănânce. Și... i-am crescut... Până la 4 luni de zile. N-am știut ce să le dau de mâncare, n-am știut așa, i-au crescut foarte repede, le-am dat mâncare fără să știu, fără să mă documentez. După aia, după 4 luni de zile, au crescut așa mari, s-au îngreunat, au început să se rupă picioarele. Dacă s-au rupt piciorul, numai ce mai faci? Corect. Nu-i găină, nu-i altceva, nu mai poți să faci nimic. Am pierdut 7 bucăți. Și eram între descurajat și așa. Și ce mi-a trecut prin cap? Ia să-mi cerc eu la anul, nu-mi dădea nimeni nicio informație, nu-mi dădea nimeni, la oricare întrebam, nu-mi dădea informații. Pe internet nu prea găseai, da. Acum 8-9 ani de zile, orice informație se plătea. Și atunci am zis că ia să încerc la anul, să fac un contract. Am făcut un contract cu domnul Neluțu de la Ograda cu struți la Sebeș. Am luat 50 de bucăți de struț. Din aia 50 de bucăți de struț, cum am avut contractul cu dânsul, am dat o parte la contract, da. A venit și mi-a luat de acasă. Când era pe vremuri cu 52 porci, mă mergea la stat. Nu. Acum am făcut eu contract cu fermă. Da. Și am dat. Și eu mi-am lăsat, de-am format familie. Numai, na, când încep de la puiuți, pierzi 2-3 ani de zile, nu faci nimic. Da, e să crească. Și până ce încep să reproducă, să fac ouă. Și de atunci mi-am făcut familie, prima dată mi-am făcut la județ, după aia m-am mutat aici, am un teren mult mai mare, trebuie spațiu mare, trebuie libertate, se simtă bine. Și acum la câta generație sunteți destruți? Cum să zic, asta e prima generație care am lăsat-o pentru mine. Da. Generația asta, eu asta pot să o duc până cât reproduc, cât fac ouă. Păi ce folosiți de la struți? De la struți folosește ouă, folosește puiul, folosește, că noi aici în zonă nu avem abator, dar se folosește grăsimea. Grăsimea e foarte bună. Penele, cum aici la noi în zonă v-am zis, că la noi numai grăsimea, carne și ce se poate... Așa. Păi da, hai, lămuriți-mă cu o chestie, că eu am niște curiozități, da. Întreb și eu, e a doua oară când văd struți de aproape. Spuneți. Cum începe ziua, nu a unui struț, a dumneavoastră? Cum începe ziua ca să aveți grijă de ei? Ziua, depinde că la struț nu trebuie să-i dai hrană toată ziua, așa, apă. Depinde cât, eu am făcut un calcul cât mănâncă un struț pe zi. Și eu îi dau numai seara le dau hrană. Și le pun și apă, că îi mai beau până ce se duc la culcare, da, îi mai beau da. Apă. După aia dimineața, la vreo 8-9, vin, îi controlez, să vedem, are hrană, dacă au mâncat bine, le mai pun, dacă nu, le las așa până seara. Și merg și le controlez apa. Le pun apă. Deci intrați acolo la ei, nu? Nu. Apa este separată în capătul altul de
Așa? Și hrana eu dau în partea asta la întâi. Nu necesită să intrăm înăuntru. E periculos? Nu, sau... sunt periculos. Vara cât sunt captivitate, ei nu pot să intre la ei. Sunt foarte agresivi masculii. Femeile nu, la masculii sunt foarte agresivi. E invers ca la oameni, unde la noi femeile sunt mai da, periculoase. Da? Da. Și ce mănâncă struții? Ce mănâncă? E o mâncare, cum să zice, fiecare animal, fiecare pasăre are rețeta ei. Uh-huh. Noi avem o rețetă specială pentru struți, pentru ouător, pentru creștere. În hrană se pune așa, se pune șlotul de soia, șlotul de floare, grâu, porumb, calciu și este un premix special care se pune în adaos de proteine care nu o găsești în cerealele de la noi. Deci lor nu le lipsește nimic ca să, nu știu, nu le lipsește așa. Calciu, minerale, eu știu ce mai au nevoie, au tot ce le trebuie ca să se dezvolte și să... Da, 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 este un premix special, plus că le mai dăm în timpul anului, mai dăm la o lună de zile, mai dăm câte 10 zile, cum să zic eu, un stimulent din... Din cum, nu știu cum să mă exprim. E un stimulent, e un care se ajută, vitamine, vitamine care se pun în apă. Aha. E mai simplu. Cum reacționează la vremea de aici? Că, na, din ce la vremea de aici e foarte simplu. Prima dată m-am gândit și eu că trebuie să-i fac să-i închid într-o încăpere închisă. Nu, e exact cum stă oaia. Ei trebuie numai trei pereți să nu bată vântul sau să-i iarna, să aibă unde să dea la adăpost. Uh-huh. Ei când plouă vara, ei ies afară în ploaie. Ei nu se bagă la dos. Le place vremea așa întunecată. Și dacă ar avea o baltă, ar face baie cum e bivolul. Exact. Chiar ar fi interesant de văzut, știi? Să ajungi să vezi, cum se cheamă, un stol. E stol? Nu e turmă, ce să știa? Stol? Stol de struți? Nu. O cireadă? Nu. O cireadă de struți? Nu. Făcând baie într-o baltă. Vă întreb așa o chestiuță, știm numai așa. Noi și cei care ne urmăresc. Așa. E vreun secret în creșterea lor? Dacă e un secret, nu îmi spuneți? Prima dată, cine vrea ca să apuce să facă ceva, trebuie să documenteze foarte bine. Trebuie să viziteze ferma, trebuie să ia cunoștință, trebuie să... De tot, nu te apuci fără să știi. Eu am luat-o de la zero, n-am știut nimic și am pierdut. Trebuie prima dată, vizitezi ferma, vorbești cum să crești, ce condiții, tot exact. Dacă nu știi, nu ești documentat, da. Eu nu îi sfătuiesc pe nimeni să apuce să facă așa ceva. Deci sfatul noastră e cine se bagă să știe în ce se bagă. Așa. Nu că ai luat trei struți, mergi acasă, că te-ai îmbogățit în 6 luni de zile sau într-un an de zile, gata, îți vine produsele. Nu, aici nu, aici necesită timp și răbdare. Și trebuie să învețe oamenii că și dacă nu ai știință, nu te-ai documentat, eu îi sfătuiesc pe toți să nu încerci, că asta nu-i vacă, nu-i porc. Da. Că aici, noi nu avem veterinară în zonă care a învățat la facultate despre struț, că nu știu acum dacă o fi intrat struțul la facultate. Probabil la noi toți veterinarii, noi avem unul singur care l-am învățat, adică care s-a documentat dânsul cu struții despre struți, că eram în zonă mulți aici, uh-huh, și nu aveam medic veterinar și noi nu știam ce trebuie făcut la ei. Și am învățat nu și știam. Unul ăla? El s-a documentat și acum asta, cum se spune eu, deparazitarea, vaccinul trebuie făcut anual și deparazitarea și vaccinul. Un da, vaccin, dacă e... Dar vaccinul de la un an de zile nu se face când îi puiuți. Okay. Când îi puiuți nu are probleme, până la un an de zile nu îi trebuie. Ce trebuie să mai înțeleagă oamenii, cei care ne urmăresc, este că un struț nu este un bun animal de companie. Adică nu e cățel, nu e pisicuță. Asta, nu. Da? Că am auzit pe alții. Bă, abia nu, oricât de blând s-ar vedea un mascul, eu le zic la toți să nu se bage la ei. Că nu știi, că e foarte, foarte periculos. Foarte periculos când e captivitate, când așa. Și mai rețineți că iarna, un struț aleargă 75 de kilometri pe oră. Poftim? Un struț aleargă 75 de kilometri pe oră, clar mai repede decât un om. Nu m-a sunat scăpând. Îi știți pe nume? Ba da, este Tărzănel și tot așa până la capăt. Îi știți pe toți? Da.
Dar numai că acum nu le zic, acum am început să zic. Am unul care i-am pus nebunul, că m-a bătut de la început și a rămas nebunul. Am înțeles. Tot așa. Haideți că mai pun o singură întrebare și după aia vă lăsăm să vă faceți treaba și noi să ne mai mirăm puțin de struți. Când chem găinile să le dai de mâncare, spui, cum îi chem, pis la pisici, cuțu, cum îi strigi pe struți? Aici nu trebuie să-i strigi, nu trebuie să-i chem, nu trebuie să le zici nimic, aici trebuie să stai cu minte, absolut nici măcar să deschizi gura. El te vede când vii cu apa, te simte când îi aduci hrana și așa mai departe. Nu-i trebuie strigat, nu nimic. Aici e un animal care nu face nici gălăgii, masculul. Masculul mai grohoie, mai face cum e cerbul, se umple în gât și dă un sunet. Dar nu permanent. Ei n-au nici limbă, au un format de limbă în fundul gurii acolo. Cum e la noi omulețul, la ei e un format de limbă. Foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru că m-ați lămurit. Uitați, struțul are numai două degete la picior. Da, dar cu alea poate face o grămadă de daune. Da, face cea mai mare nebuneală. A zis că să nu ne apropiem foarte mult de ei. Puteți să ajungeți chiar lângă gard, că nu trece de gard din coață. Aha!